Petrecerea a fost și la Academia de Fotbal. Flaviu Stoican, fostul mare fotbalist, acum antrenor în Republica Moldova, a ținut să-și sărbătorească elevii într-un cadru festiv. După, eu știu, un an plin de antrenamente, un an plin de meciuri, cu multă muncă, mai vine și o seară ca aceasta, un banchet binevenit, mă bucur că îi văd din nou împreună pe toți, pentru că sunt pe grupe, dar în această seară este toată Academia. Este o seară frumoasă, ei se bucură că sunt împreună, se bucură că ne întâlnim și noi, ne întâlnim destul de rar, dar atunci când ne întâlnim, și mă refer la faptul că eu vin destul de rar la ei, dar atunci când vin cu drag, iar ei mă primesc cu zâmbetul pe buze și cu bucurie. E o seară frumoasă, cred eu că fiecare om și-ar dori să aibă lângă el asemenea copii. Stoican este convins că mulți dintre elevii lui vor avea succes în fotbal, mai ales că l-au ca și exemplu. Pe lângă, eu știu, lucrurile frumoase care le-au făcut din punct de vedere sportiv, și aș aminte aici memorialul Jean Olteanu, un turneu pe care Academia noastră l-a câștigat, și mă refer la grupa 2005, un turneu pe care eu îmi pun mari speranțe, în care eu îmi pun mari speranțe și pe viitor. Și cred eu că aceste lucruri pe care ei le-au făcut de-a lungul anului sunt încununate cu succes și această seară este binevenită pentru ei. Stau de vorbă atunci când mă întâlnesc cu ei, cu fiecare în parte, încerc să-i îndrum pe drumul cel bun, să le spun avantajele care le va avea fiecare dintre ei dacă va fi atent cu viața lui. Pentru că talentul până la urmă poate fi șlefuit. Important este ca fiecare dintre ei să-și dorească să ajungă undeva sus. Fostul mare fotbalist nu a încetat să le dea sfaturi nici la petrecerea asta de vorbă cu ei și le-a explicat cum pot avea succes pe viitor. Și ce vă trebuie decât să munceți? Să duceți acasă pe domn profesor, atât. Dacă voi ascultați pe domn profesor, duceți acasă și vă odihniți cât trebuie și ascultați părinții și când veniți la antrenament munciți și nu fiți atenți în altă parte, 100% ajungeți fotbaliști. Puteți să faceți asta, ce aveți? Să venim la antrenament să ascultăm pe domn profesor. Da? Să vă odihniți cu uiteți acasă și cu uiteți acasă ascultați părinții. Zecile de copii s-au distrat pe cinste la petrecerea organizată special pentru ei.